Doamnelor și domnilor, sunt alături de Florin Ignat. Vă salut pe toți. Salut, Florin Cevaci. Îl consider pe Angelo cel mai puternic adversar pe care l-ai întâlnit până acum? Cu siguranță, chiar și cel mai puternic adversar de Next Fighter și asta mă bucură. Cât de mult te pregătești și unde ai început să te antrenezi? Mă pregătesc la Bulterierii cu Mihai Simion. Fac în fiecare zi câte 2-3 ore, adică am luat meciul destul de serios. Voi da totul. Crezi că în tribună, în această gală, Next Fighter All-Stars cu public, vei avea mai mult susținători decât va avea Angelo? Vom avea susținători, nu știu dacă voi avea mai mult decât ei, dar probabil va fi familia care mă va susține, prietenii, și cred că asta mi va aduce un avantaj. Cam cât de sigur ești pe tine că vei câștiga această luptă de la 1 la 10? Nu știu, un 8, cred că... Adică mă bazez, v-am spus, am luat meciul destul de în serios, că mă bazez pe antrenamentele pe care le fac și cred că un 8 am șanse să câștig acest meci. Florin, eu îți urez mult succes atât în conferință cât și în gala Next Fighter All Stars pe 11 decembrie și ne mai vedem. Mulțumesc frumos, mulțumesc!